Cluj. A reușit oare Călin Piniș să ajungă? Mă tem că nu încă. De asemenea, după cum știți, foștii participanți și câștigători ne-au rămas alături invalidate de blogger parteneri. Îi mulțumim Crinei Popa pentru implicarea deosebită. A oferit recomandări pentru fiecare probă în parte. Daniel Botea, câștigătorul de primăvara trecută, este și el alături de noi. Te rog, Daniel. Ești în a doua ediție pe tușă, ca să zic așa. Cum e? Ți-a mai trecut supărarea de un an? Supărat? Așa nu am fost, dar nici atunci. Am câștigat, da? Am început să mă obișnuiesc să nu particip și e ciudat. Vorbeam chiar cu Pinky că unii așteptau notele, noi așteptam gala. Fiecare are alte obiective. E ciudat în afara competiției, fiindcă nefiind atent la probe, probă nu, nici nu știi ce să spui la anumite comentarii de acolo, și atunci mai bine stai deoparte. Oricum, mie mi s-a părut la proba asta că au fost, la un moment dat am văzut clasamentul, că noi nu avem acceptat clasament și am văzut foarte multe persoane noi. Și mi s-a părut foarte ok, inclusiv de la Creva, sunt foarte mulți participanți noi la această ediție și asta mi se pare mie un câștig și o dovadă că competiția merge mai departe, indiferent că noi mai participăm sau nu mai participăm sau plânge pe margine. Am văzut și multe nemulțumiri. Le spuneam colegilor la BRE jos înainte de gală că eu până acum n-am văzut niciun câștigător care să fie nemulțumit pe parcurs. Cei care au fost nemulțumiți, ori au renunțat, ori au renunțat, ori nu mai sunt aici. Asta e ideea. În rest, e ciudat. Am scris eu la o probă la afara competiției, la început acolo, când mă luase bani și bine, am zis, că făceam planul ce să facem de aia, nu scrie nici noi în afara competiției, fiind cred că am mai scris la o probă, nu? Sau s-a lăudat. Nu știu ce să spun altceva. Mă bucur că ne vedem din nou la gală. Știu că vă știu ce să spun. Sunt foarte mulți sărbători din ziua de azi și vreau să le urez primul mai înseamnă. Să o felicit pe Alina. Ea a vrut să câștige. Am întrebat-o, ești sigură că vrei să câștigi? A zis că da, atunci felicitări și tot ce dorești. Și în ultimul rând să vă felicit pe voi și mai ales pe tine pentru răbdare, diplomație și toată pasiunea pe care o pui în competiție. Mulțumire de la tata. Da, eu ți-am zis, nu, eu sunt mai calm așa pe felul meu, dar mi se pare că nu aici. Am atât. Mulțumesc, Daniel. Așa, mai departe, pe lângă bloggerii veterani, care au mai multe sau mai puține ediții la activ, au venit și foarte mulți bloggeri noi, ceea ce bineînțeles ne bucură, comunitatea crește. O parte dintre ei sunt prezenți astăzi și ne bucurăm că avem ocazia să ne cunoaștem, să socializăm. O să socializăm și mai bine după aceea la bere. Așa, cum ziceam, Cristina Lincu, de asemenea, a fost participantă și câștigătoare, ne-a susținut. Și Bianca Buzgheanțisă și Pinky, care este astăzi de la Bărbăneu. Bine m-am găsit, m-am făcut să vă alături din nou, ca blogger partener. Vreau să vă felicit pe toți pentru reușitele din această ediție și, în ultimul rând, pe sora mea de suflet, Alina. Ai venit azi să știi să câștigi și să mândră de tine și să ne strâng la Bărbăneu de și cu Max, din nou. Cu Max. Max, dar nici nu știe ce-l așteaptă. Da, întâmplarea a făcut să fie tot cu Max, n-am pus la cale nimic, dar ne și bucurăm de acest lucru. Dana Lalici, de asemenea, cu blogul Sexus Lab din Fona, a fost alături. Cristian Verțug, alias Mea Lui. Robin Molnar, robinver.ro. Manuel Cheța, Arena IT. Și paznicul, prin primele de serviciu, pe zona de gramatică, Raluca Cincu, cu blogul Românii știu românește. Dacă primiți amenzi pentru gramatică, le aveți mai mult. Bine ai venit, Raluca.
v-am regăsit. Bună seara și ce faci din mutății. De data aceasta chiar am stat pe margine, pentru că banca voastră din Ucrainei nu am ajutat eu în acolo. Vă felicit pe toți. Am urmărit și înțepăturile adresate sponsorilor și aici mă adresez în principal participanților noi. Să știți că nu e ușor să vedeți. În primul rând, trebuie să desemnezi niște câștigători, de cele mai multe ori, maxim în 3. Și pentru cultura voastră generală, de la 70 în sus, să nu te mari. Închipuiți-vă că sunteți la școală, dacă ați luat 8 la teză, nu cred că vă supărați atât de tare. S-au supărat unii dintre voi că au ținut 89 de puncte în loc de 90. Mă uit prin sală și sunt puține persoane cunoscute mie. Mă bucură că faptul că sunteți mulți blogări noi și aștept să ne cunoaștem după formalitatea asta. Adică la bere, ceva. După două, trei bere, o să ne trecem. Mulțumim! Mirela Șurghie cu blogul Extra Vita, a fost juriu pentru un sponsor, dacă e un blog, s-a apucat și ea de blogging și ne bucură acum să ne susțină în calitate de blogger partener. Intra Sunete, de asemenea, a fost participant și călătoria perfectă, adică Dan Coscai, de fapt, familia Coscai, care are așa o relație. Mulțumesc, eu sunt Dan. Alina, ai grijă ce îți dorești, ce se întâmplă, nu? Felicitări, bravo ție. Ne-am folosit acum de... Știu, mi-aduc aminte, îți comentam asta. Felicitări și ție, felicitări și bravo, îți sunt pe spate, dar sunteți extraordinari. Ce pot să spun? E greu, e un concurs la mai de greu. Pentru mine, ca blogger partener, mi-a fost atât de comod să stau pe deoparte, să mă uit, să văd, mamă, ce probă de data asta. Grea. Și știu, sunt multe lucruri pe care cred că le-ai făcut extraordinar și când ți le pune cineva în față și spune, stai puțin, 60 de puncte, deci, grav. Dar nu e așa. Superblog e o școală. Am spus-o de fiecare dată. Superblog e o școală. Pe mine m-a învățat o grămadă de lucruri. Cum să scriu pentru un client, cum să respect fundamentul la el, cum să pun link-uri. Luați partea bună. În afară de lucrul ăsta, pentru cei care sunteți aici, eu văd un lucru în comun. În afară de faptul că sunteți muncitori creativi și așa mai departe, văd faptul că sunteți perseverenți. Ați reușit să duceți atât sfârșit atât de mult de trebuie. Este greu, vă felicit, sunteți foarte buni și dacă o să continuați în felul acesta, nu aveți decât să vă uitați în viitor cu plăcere. O să fie bine, vă garantez. Chiar o să fie bine. Felicitări de spunea Dan de probe, dacă mai simțiți nevoia să vă amintiți subiectele pe care le-ați avut, e bine, am avut și domenii noi, precum, știu și eu, pantofi sau o anumită serie de amenajări interioare, freon, dar și subiecte familiare, precum vacanțele speciale, sau produsele cosmetice propuse de farmec. Am ajuns iată și la clasament. Sunt aici listați cei 147 de blogări care au scris efectiv, cel puțin la una dintre probe. Este o rată de participare mai bună decât cele din edițiile trecute, ceea ce mi arată că am avut mai mulți perseverenți pe data aceasta. Și o să încep prin a-i prezenta, începând cu cei care nu au participat, dar au vrut să fie astăzi alături de noi. De exemplu, Dan Pavel, care astăzi își ștergează onomastica, își mai ștergează și ziua de naștere. Și aici, din Germania, a fost să fie
Să vă mulțumim pentru o privire călduroasă. Cu plăcere vin de fiecare dată în familia Superblog. Cu plăcere vin de la 2000 de kilometri pentru voi, pentru mine. Sunt egoist, am devenit un pic mai egoist la o vreme. Nemții te învață să fii mai egoist. Așa? Felicitări, Alina! Felicitări tuturor! La fel cum a spus și colegul nostru, perseverați, nu ca mine, scrieți o probă și nu mai veniți, sau nu scrieți deloc, sau decât faceți o scriere și atât. Așa. Și vă urez multe, multe, multe articole frumoase și bune. Și apoi să bem zi. Mai târziu. Da, asta e bun. De asemenea, și-am anunțat participarea și de două blogărițe, foste superblogărițe, de fapt, Daniela Bojincă și Catarina Moldoveanu au ajuns. Înseamnă că ne revedem cu ele mai târziu. Așadar, putem parcurge deja clasamentul. O să începem cu cei prezenți astăzi aici. Amelia Tuță a venit. Înseamnă că tot mai târziu poate ne cunoaștem. Mihnea Socol a spus prezent. Bine ai venit, Mihnea. Eu am participat la 9 probe, din câte mi-aduc aminte, pentru că jobul nu mi-a permis să particip la mai multe. De obicei, toate articolele mele care erau băgate pe platformă erau 23-54, 23-59, 23-58. Și la un moment dat n-am mai putut, deși din câte am observat am obținut punctaje foarte mari la majoritatea, dar asta a fost. Felicitări noilor blogări, mă bucur să vă cunosc. De asemenea, vreau să plec și eu pe Alina, pentru că în special am venit pentru oamenii de aici, pe care îi cunosc și în special pentru ea. Ce să mai zic? Vă las deocamdată, ne auzim la data azi. Raiola este o premieră în competiția noastră, prin prisma faptului că, deși s-a alăturat mai târziu competiției și a acumulat foarte, foarte multe puncte de penalizare, totuși a ținut special să scrie și la probele al căror termen deja expirase, chiar dacă primea implicit din cauza întârzierilor 0 puncte, totuși a vrut să fie finalist. Atâta perseverență eu personal n-am mai văzut până acum, o felicit pentru asta. Apoi, pe locul 100 s-a clasat Sorina Georgiana Chirilă, pe locul 99 Petruța Crețu, pe care ne vom întâlni mai târziu, 98 Aurora Dogaru, pe 97 Manuela Bocăoan, 96 Laura Elena Petroaie, 95 Alexandra Ursu, pe 94 Mihaela Dobre, 93 Cristina Dragomir, pe 92 Bogdan Călin Iancu și pe 91 Lăuința Petre. Am senzația că am sărit ceva mai devreme. Da, îmi cer scuze, pe 129 o avem pe Amalia Goleanu, o rog să și poftească în față. Amalia. Iar am luat impresă din cauza emoțiilor. Amalia a participat la două probe, bine, și una a fost câștigătoare. Te las pe tine să ne spun ce a însemnat pentru tine experiența Superblog. Bună ziua, în primul rând. Am descoperit Superblog din întâmplare, căutând așa pe Facebook, și am zis să încerc și eu. Am înscris la ultimele două probe, și da, într-adevăr, ultima probă am și câștigat-o, nu mă așteptam. A fost pentru prima oară când am participat la astfel de concurs. Nici nu l-am venit să cred când am primit răspunsul. Da, încă
aștepți concursul din top. A, să vin o dată. Să zicem, da, am emoții, dar o să te scătrezi. Foarte. Mulțumesc mult. Da. Dacă îți oferă premiul ea de live. Ne stă bine, nu? Porcușorul din imagine seamănă din articol. Cu cei din articol, da. Am postat pe LinkedIn acum câteva săptămâni o imagine cu câteva îndemnuri. Și spune așa, trezește-te de vreme, bea-ți cafeaua, muncește din greu, fii ambițios și păstrează-ți prioritățile, mintea corectă și capul sus. Fă-o bine și îmbrățișează-ți. O secundă că e... Fă-o bine și îmbracă-te bine, iubește ceea ce faci și fă ceea ce iubești. E timpul să trăiești. Am primit câteva comentarii răutăcioase la această postare, mai ales la faptul că... nu sunt de acord cu muncește din greu. Mie mi se pare că ar trebui să muncim din greu, mai ales că există un trend în România atunci când... mulți tineri vor să plece din țară. Vor să plece din țară la cei care, la timpul lor, au muncit din greu. De ce să nu facem și noi aici și să reușim? Este o reclamă a NG-ului cu un mesaj chinuitor, chiar, pot să spun, și el spune așa. Da, poți.